mai răcorește, dar nu putem vorbi încă de o vreme rece, asta pentru că cele aproximativ 10 grade pe care le vor arăta termometrele pe timpul nopții asigură o vreme ușor mai caldă decât în mod normal pentru sfârșitul lunii octombrie. Norii domină cerul, dar sunt șanse să mai vedem puțin și soarele, în timp ce vântul de est își face simțită prezența. Luna noiembrie debutează cu o vreme în general frumoasă, iar soarele strălucește aproape nestingherit de nori. Vineri va fi o zi caldă, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade Celsius. Norii vor domina cerul, trecător vor fi condiții de burniță, iar vântul va fi liniștit. Cu alte cuvinte, o vreme de toamnă autentică. Vineri la Bolintin, Vale și Mihăilești se vor înregistra 16 grade Celsius, iar la Ghimpați, Hotarele, Izvoarele și Comana cu un grad mai mult, în timp ce la Giurgiu, termometrele vor indica 18 grade Celsius. Vântul va bate cu o viteză medie de 15 km pe oră. 769 mm coloana de mercur va fi presiunea atmosferică, iar umiditatea 76%. Apele Dunării sunt în scădere cu 5-15 cm, cota probabilă 48 de cm.